Bună ziua! Astăzi, de ziua luptei împotriva cancerului, Spitalul Curtea de Argeș vine în întâmpinarea pacienților oncologici și cu ajutorul doamnei dr. Raluca Bârzu, specialist în nutriție, suntem alături de pacienții noștri prin derularea unui proiect de nutriție, astfel încât pacienții noștri să aibă un confort sporit din punct de vedere medical, să fim alături de dânsii prin stabilirea unui regim de viață pentru viitor, unui regim de viață mai sănătos. Iar colegul meu, Cătălin, vă va povesti implicațiile directe asupra pacienților oncologici. Bună ziua, mă numesc Cătălin Oancea, sunt asistent coordonator în cadrul compartimentului de oncologie și astăzi ne bucurăm să avem în Spitalul Curtea de Argeș și pe doamna Raluca Bârzu, medic nutriționist. Ei și-a oferit ajutorul spre pacienții oncologici. Acești pacienți, pe lângă boala oncologică de bază, mai au și alte afecțiuni cronice asociate. Atunci, anumite alimente care ar putea să le consume, să spunem, la boala oncologică, sunt cumva contraindicate în celelalte boli asociate și doamna doctor încearcă să ne ajute cu acest pacient, să le spună cumva să facem un meniu care este cel mai avantajos, pentru că pacientul oncologic este un caz foarte complex. Atunci are nevoie nu numai să fie regimul care să-l favorizeze pentru boala oncologică, trebuie să luăm în calcul și bolile asociate. Și atunci dumneaei vine spre ajutorul pacienților de la Curtea de Argeș și îl consiliază și le face un regim particularizat pentru fiecare pacient în parte. Noi dorim din ce în ce mai des să ajungă la noi la Curtea de Argeș, să ne ajute, pacienții sunt încântați. Ne-au sunat, că noi am discutat cu dumnealor și noi i-a promis că o să revină la Curtea de Argeș și să ne ajute cât mai mult. Vi prezint pe primul nostru pacient, domnul Panțurescu, și o să las pe dumnealui să spună câteva impresii despre serviciile care i s-au acordat în cadrul compartimentului de oncologie, despre personal, despre medicul care l-a tratat și îl tratează pe domnul Panțurescu. Domnul Panțurescu, vă rog. Ce pot să vă spun? Este un lucru foarte bun că avem o secție la Curtea de Argeș de așa ceva. Aș dori din tot sufletul și pentru toți ceilalți pacienți ca să-și manifeste și dumnealor de fiecare dată când sunt chemați să spună ce trebuie, ce înseamnă o secție de oncologie. Eu am trecut prin așa ceva, prin tratament, chimio, radio, nu mi-a fost rușine să spun lucrul acesta. Avem un doctor și un asistent deosebiți care merită tot respectul și jos pălăria pentru dumnealor. Să dea Dumnezeu să fie cât mai mulți ani această secție la Curtea de Argeș cu acești oameni minunați. Domnul Panțurescu astăzi a fost primul pacient al doamnei doctor nutriționist care i-a și acordat sfaturile de dietă. V-au fost utile, domnul Panțurescu, sfaturile primite de la doamna nutriționist? Da, foarte bune sfaturi și aș recomanda și pentru ceilalți pacienți să asculte cu mare atenție pe doamna doctor. Fiecare pacient, pe lângă boala de bază, mai are și alte afecțiuni colaterale. Da. Și atunci primesc sfaturi utile legate de ce alimente trebuie să consume, exact, ce îi favorizează, să nu piardă în greutate, pacientul să nu fie anemic, este important ca să poată să tolereze terapia, că dacă organismul se denutrește, pacientul nu se alimentează corespunzător, nici tratamentul nu-și atinge într-un final scopul, că pacientul nu pierde, începe să piardă în greutate dacă nu se alimentează, el intră într-un dezechilibru, el nu mai știe ce trebuie să mănânce. Spre exemplu, cardiologul îi spune că nu are voie sărat, că nu are voie grăsimi, că nu are voie... Pe partea cealaltă, medicul oncolog îi spune din punct de vedere oncologic, a bolii oncologice, și atunci este cumva nevoie de o abordare globală a pacientului, adică ținând cont și de celelalte afecțiuni care le are, Iar un medic nutriționist face diferența pe acest lucru, că știe exact, de fapt, cum trebuie... Da. Și ce trebuie să mănânce, spune ce alimente efectiv, exact. Ce trebuie să mănânce, omul să înțeleagă ce poate să mănânce, cum să se hrănească acasă. Au fost întrebări de alimentație, dar și pacientul trebuie la rândul lui să înțeleagă lucrul acesta, pentru că medicul recomandă, dar nu poate să dea viață. Sunt Raluca Bârzu, specialist în nutriție clinică și dietetică. În cadrul Federației Bolnavilor de Cancer din România, sunt coordonator de proiecte din anul 2016. Proiectul meu de suflet este cel de care beneficiază în acest moment și Spitalul Municipal Curtea de Argeș. Proiectul vine în ajutorul pacienților oncologici din România și oferă consultații gratuite în nutriție oncologică, psihoterapie și servicii de tratament al linfedemului. În calitate de nutriționist clinician, rolul meu în cadrul acestui proiect este să ofer consultații de nutriție oncologică tuturor pacienților care ne solicită acest lucru, atât prin call center-ul nostru 0212530591, dar și prin vizitele mele la secțiile de oncologie ale spitalelor care doresc să se înscrie în acest proiect unic în România. Spitalul Municipal Curtea de Argeș, mai degrabă secția de oncologie a Spitalului Municipal Curtea de Argeș, prin doamna doctor Otilia Chipurici, s-a înscris în acest proiect. De fapt, a fost chiar prima care s-a înscris în acest proiect de când a aflat de noi. Practic, nutriția pacientului oncologic face parte din planul de tratament al fiecărui pacient, lucru pe care doamna doctor l-a înțeles și iată că suntem azi, 4 februarie, Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, aici alături de pacienți, ca să le oferim tuturor pacienților un tratament eficient și multidisciplinar. Statusul nutrițional este esențial atunci când fiecare pacient începe tratamentul oncologic. De aceea monitorizarea și consilierea nutrițională, psihologică, dar și tratamentul linfedemului atunci când este nevoie, practic ajută fiecare pacient să răspundă corect la tratament și să aibă o calitate a vieții mai bună. Fie că tratamentul este chimioterapeutic, radioterapeutic, imunoterapeutic sau fie că pacientul a încheiat tratamentul, statusul nutrițional influențează calitatea vieții pacientului oncologic. Pledăm prin intermediul acestui proiect unic în România pentru importanța abordării multidisciplinare și personalizate a pacientului oncologic. Așadar, de 4 februarie anunțăm oficial demararea acestui proiect unic în România și suntem chiar aici în cadrul secției de oncologie a Spitalului Municipal Curtea de Argeș. După pacientul nostru, domnul Panțurescu, un alt pacient care beneficiază de ajutorul doamnei doctor nutriționist, care este venită din partea Federației Bolnavilor Cronici de Cancer din România, este domnul Velea, care îl rog să spună câteva cuvinte despre oncologie, cum a luat contact cu noi, părerea dumnealui despre compartimentul de oncologie. Vă rog, domnul Velea. Da, contactul a fost luat în 2020, în urma unei analize, unde mi-a fost depistată datorită temperaturii, o boală canceroasă la prostată. Am făcut investigațiile necesare și am fost programat pentru internare, pentru tratament. Mi s-a acordat un tratament începând cu 26 aprilie 2020. Atunci am avut o problemă când era aproape să fac un blocaj renal. Mi s-a pus sonda, am purtat-o 3 luni de zile. În urma tratamentului, în iulie a fost bine și am scos și sonda și PSA-ul care a fost controlat a fost scăzut de la 196 în ianuarie la 17,42. A fost un lucru minunat pentru că a început să scadă PSA-ul, rezultatele tratamentului pentru prostată au fost bune și în prezent am reușit să controlăm această boală canceroasă și totul este spre bine. Pe parcurs au mai fost depistate și alte nereguli. La vezică mi-au fost depistate niște polipi canceroși, Eu am fost extras de doamna doctor Balan, în colaborare cu domnișoara doctor Chipurici, care s-a ocupat de mine și le mulțumesc foarte mult, rezultatele sunt foarte bune. Ce pot să spun? Tratamentele aplicate sunt bine gândite, pacienții, în urma unor discuții care le purtăm în saloane, sunt mulțumiți. Eu le urez în continuare succes și vă le mulțumim. Vă mulțumesc mult, domnul Velea, pentru frumoasele cuvinte spuse despre echipa de la Oncologie Curtea de Argeș. Mulțumesc mult!